aceiași prieteni, am revenit, domnule primar, 0334405708. Mulțumim pentru mesajele dumneavoastră, au fost oameni care ne-au spus multe, ne-au dat aici câteva puncte de vedere. Îți mulțumim, Todi, pentru informațiile care ni le-ai oferit. Sunt câteva imagini, nu le putem pune deocamdată pe post. Durează, dacă le aveam un pic mai devreme, poate am fi reușit să punem și acele imagini surprinse cu camerele de monitorizare din Târgu Ocna. Despre tinerii care au scris diferite mesaje, nu o să zic eu de ce natură, știți probabil mai bine, pe pereți, pe, mă rog, în locuri vizibile, așa, comunicatul sună în felul următor: persoanele ce pot oferi informații care să conducă la identificarea acestuia sunt rugate să sune la numărul unic de urgență 112 sau să anunțe de îndată Poliția Stațiunii Târgu Ocna. Nu o să comentăm acest aspect, de altfel eu cred că sunt tineri cei care au făcut acest lucru, așa cum s-a întâmplat și la Onești, la monumentul Regina Maria, așa cum din prea mult teribilism probabil au zis că fac un spirit de frondă. Spirit de frondă, de exemplu, care la Onești a costat destul de scump pe părinți, dar asta este, n-avem ce face. Domnule primar, vă spune cineva precum că iluminatul pe Vâlcele funcționează 15%. Zice, nu știu pe ce criterii spune 15%, și ne sugerează doamna domnișoara Larisa Georgiana să becurile ar trebui schimbate. Acesta ar fi mesajul în linii mari și principale. Acum eu nu pot să știu cât este de real ceea ce spune, îmi iau o anumită marjă de rezervă, dumneavoastră probabil că știți mai bine. Domnule primar, da, iluminatul public la noi sigur că este mai vechi, dar metoda de a pune lămpi cu LED, astea sunt la mod acum, toată lumea cumpără lămpi cu LED și montează aceste lămpi. Problema nu este a lămpilor, ci este a circuitelor. Și sigur că noi am pus becuri economice, în ceea ce privește consumul nu este mai mare decât aceste lămpi cu LED, însă noi ar trebui să refacem circuitele și să mutăm stâlpii de iluminat public într-o zonă sau în marginea străzii pentru a ilumina strada, nu acostamentul, cum este acum. Avem o mică problemă. În afară de strada principală Costache Negri, unde avem stâlpi numai de iluminat public și unde putem face investiții, în celelalte, în toate cartierele, nu putem face investiții pentru că stâlpii sunt și pentru iluminatul casnic, adică pentru iluminatul public și pentru alimentarea cu energie electrică a caselor. Și în aceste condiții, schimbarea stâlpilor e o mică problemă pe care nu putem să o rezolvăm decât împreună cu EONU. Pe străzile care le facem acum, montăm iluminat public inteligent, adică ceea ce facem, facem bine. Dacă am pune doar niște lămpi, așa cum s-a făcut în localitățile din împrejurim, nu rezolvă mare lucru. O să vedeți că pe aceste străzi, unde punem iluminat public acum, vom monta și stâlpii și lămpile și ele vor fi monitorizate. În ce sens? Până la o anumită oră, să zicem, dau un exemplu, ora 23 sau 0 sau 1 noaptea, luminează la o anumită intensitate. Apoi ele se reduc. Se pun și senzori de prezență ca în momentul când trece cineva pe stradă să se aprindă mai tare becul. Adică acestea sunt într-adevăr soluții care modifică cu ceva. Atunci când apar avarii, rugămintea este să anunțe la primăria Târgu Ocna și sigur că echipa cu care avem noi contractul de mentenanță, de reparații, va veni imediat și va înlocui. Însă pornim cu aceste 23 de străzi, cu acest proiect, și în continuare vom merge pe modernizarea iluminatului public. Atunci e păcat să cheltuim niște bani acum, pentru că noi asta încercăm să facem de acum. Mai mult de atât, vom ști exact stâlpul cu numărul X, apărut următoarea avarie. Exact. Nu mai are bec. Nu mai are, sau ce avarie s-a întâmplat. Acum noi doar dacă ne spune cetățenii, nu avem. Și va fi toată monitorizarea asta
într-un sistem bine pus la punct, într-un dispecerat. Ca să-i răspundem Larisei Georgiana, de când pe Vâlcele se va putea bucura? Mâine, acum am aflat. Dacă nu a anunțat la primărie până acum, atunci mâine o să verificăm și o să vedem exact ce se întâmplă în această zonă. Că și Vâlcele are mai multe puncte de transformare și vedem exact zona. Dar eu rog frumos să sune și să spune exact numărul de casă, numărul de... Să dea detalii de exact, suplimentare să dea detalii ca să putem interveni. Da. Un alt domn mi-a spus să nu-i declin numele, nu o să-l spun. Spune așa, pentru că în emisiunile trecute am tot vorbit despre curățenie și cu dumneavoastră și cu domnul administrator public. Când vine curățenia de primăvară, majoritatea locatorilor așteaptă să vină domn primar, ni se spune aici. Dacă pe timpul răpozatului se putea face, de ce afară respectați legile și lăudați curățenia din Europa? Se poate și la noi în oraș. Suntem o mână de oameni care trebuie să mișcăm și noi, nu să așteptăm ca primăria să vină să ne facă curat. Când fac curat la ei în casă, tot la primărie sună și comentează fără nume, mulțumesc. Eu am numele, nu o să-i declin identitatea la... Așa este această muncă patriotică, voluntară, cum mi se spunea cândva, acum a dispărut, dar dacă cetățenii doresc, noi îi sprijinim și pe cei care doresc să planteze, pe cei care adună și au nevoie de un mijloc de transport, la fel îi ajutăm, dar o să intervenim și noi, dar gândiți-vă că orice intervenție pe care o face primăria o face printr-o societate care dorește plătește, logic. Tot se plătește. Ne-am început parțial acum cu taluzul de la Calea Ferată, zona blocurilor B și A, însă sigur că orice intervenție a unui cetățean este binevenită. Mai ales pe străzile unde sunt case de locuit, este lăudabilă această inițiativă și rugăm pe toți să facă ceva în fața casei, să mobilizeze și poate să porți sigur, să mobilizeze și vecinii. E un lucru frumos și așa face un gospodar. Așa este. Noi putem să facem, dar vă spun, și cu cei, că aici e o problemă, toată lumea spune să vină cei de la ajutor social. O să-i vedeți în aceste zile și zilele viitoare lucrând pe străzi, dar ei au o capacitate de muncă mai redusă. Într-un anumit număr de ore. De acord, hai un număr să de ore, că... dar îi vom scoate, deci vor face. Dar nu cred eu că... Nu-și pot lua eu nu cred fără. Că un gospodar dintr-unul din cartierele noastre ar dori ca să vină cineva din oraș să-i facă lui în fața porții. Sau și, poate da, contracost. Și să vedeți că contracost se poate face orice. Contracost, așa este. Și ar fi mai bine ca cu banii care îi dăm pe curățenie sau pe cosit iarba în față să facem altceva. De ce nu? A revenit Larisa Georgiana cu numărul Vâlcele 109, ni se comunică adresa. Îi mulțumim frumos și cetățeni care se sizează neregulile sunt de apreciat și îi mulțumesc frumos pentru implicare, într-adevăr. Așadar, bine, e bine că trebuie anunțat, că nu aveți de unde știi. Că... Acesta este sistemul acum. Și ca să începem noi să cârpim ceva nou. Ceea ce facem, facem foarte bine. Vom începe cu cele străzile care le facem acum și cândva se va termina, dar numai pe un sistem modern, un sistem inteligent. Bine, sistem... și gândit ca un ansamblu, nu faceți aici unul, dincolo, doamna, mai punem am unul. Am discutat, nu putem, suntem prea sărași să mai facem lucruri ieftine. Și numai așa să facem câte un pas mic, nu. Sunt lucruri care s-au modernizat în toată lumea și noi trebuie să luăm tehnologie modernă. Spre exemplu, discutam cu proiectanții acum de sistemul de udat la ceea ce facem noi în parc, centru vechi. Și cum îl faceți? Păi stai să vedeți cum îl facem. Știu cum îl faceți. Îl facem cu senzor de umiditate, cu udat cu picătura, cu... Nu mai vine mașina, cum făceați. Mai vine mașina de pompieri, așteptăm să vină fetele care le avem să ude cu furtunul, cu mașina de pompieri. Nu mai merge. Deci ceea ce facem acum, facem un sistem care este comandat, funcție de umiditatea solului, se va porni, se reglează unghiul în care aspiratoarele alea, știți care așa, el se retrage să poți cosi, adică indiferent cât ne costă, nu mai putem, că pe termen lung plătim mai mult decât investim odată și știm că funcționează. Și toate plantele care le punem, să întindem întâi furtunul, așa cum trebuie făcut, chiar mai punem folie,
ca să eliminăm buruiana și ce mai facem acolo și asigurăm întâi udatul și apoi plantăm. Că noi am fost așa, plantăm câte un pom, o acțiune de asta primăvara, hei rupi, ziua plantării, ziua pădurii, hai să mai punem un pom. Și după ce l-am pus, la anul să usucă, la anul punem iar în, și tot așa, știți. Nu am mai înțeles. Putem, trebuie să, să gândim altfel și să nu ne mai vedem niciodată aranjați. Ca să nu mai vorbesc că proiectanții n-au prevăzut garduri și am spus, doamne, totuși puneți garduri, că la noi fără gard încă e greu, știi? Când duci afară nu vezi niciun gard. Acolo, dacă nici măcar la proprietăți. Păi da, dar vedeți că acolo legea reglementează. Dacă ai gard, plătești nu știu cât mai mult la impozit și atunci au reglementat-o. Știți? Știu. Da. E da. Simplu, aparent e simplu. E simplu. E simplu, dar acolo tot așa s-a strâns, știți? Poate v-ați întrebat că de ce în Ardeal și în tot fostul imperiu, ați văzut că toate casele sunt foarte înguste la stradă și au o lungime în adâncime, cum se spune. Pentru că legea în Imperiul Austro-Ungar spunea așa, impozitul se plătește în funcție de lățimea la stradă. Și atunci frumos au rezolvat-o. Și mai avea obligația ca de la casă până în stradă să te ocupi de toată strada. Da, vreți să vă mai zic eu că tot Imperiul s-a ocupat și pentru eu realizarea de școli, educare, de acord, instruire, de acord, de acord. Că așa poți să iei taxe fără și impozite poate, mari, da, nu? Vă întreb acum că tot am vorbit de câteva emisiuni și mă așteptam așa ca oamenii să dea dovadă de simț civic. O să mai desfășurați, știu că în anii trecuți desfășurați, dar acum anul acesta, după campania noastră la televiziune aici, în care am arătat cum găsesc de cuvință unii dintre târgocneni să facă, dacă veți mai desfășura campanii de ecologizare și dacă da, veți mai implica și elevii din localitate. Implicăm și elevii pentru că vorbeați mai devreme de educație, acolo trebuie să pornim, acum generația noastră a fost învățată cum a fost învățată, dar cei tineri trebuie să înțeleagă că cu aceste deșeuri vom cheltui o groază de bani și e păcat să dăm banii pe aceste deșeuri, pentru că ele, da, seama de la Târgu Ocna ajung la Bacău, da? Încărcate, descărcate, iarăși încărcate aici la Onești, iar descărcate. Și atunci e păcat să nu sesizăm. Am început cu amenzile, din păcate, chiar sume destul de mari. Sunt amenzi, firme cei din hotelieri din Slănic Moldova care aruncă gunoiul. Da, eu nu aș dori aici să nu numesc, nominalizăm, dar, nominalizăm, dar sigur că inspectorii de mediu asta fac și dacă au găsit, amendează și asta e situația. Nu putem face. A primit un avertisment la început, a doua oară a primit o amendă mai mică. S-a întâmplat odată, presupunem că un angajat mică, a greșit. Dar acum nu se poate. Adică nu e posibil ca să cărăm gunoiul, dar nu vă spun și la limita dintre Slănic și Târgu Ocna, pe porțiunea pe malul Slănicului, s-au adunat acolo o grămadă de... Și n-a venit nimeni din Argiunsăcare, nu? Cei din Slănic care, nu știu, cineva, măi, avem iarăși de la mediu, atât se întâmplă până o să prinde cineva și când o să prindă, va fi greu. Amenziile sunt mari, domnule primar. Da, mari, pe persoană juridică, sute de milioane. S-au primit, probabil, ați primit pe primărie. Noi n-am dorit să punem asta, dar nici nu putem să mai mergem cu această activitate de convingere. Trebuie să trecem la măsuri de constrângere. Deci dacă în vestul țării sau în vestul României, mă refer la țările civilizate, nu la noi unde suntem pionieri în ceea ce privește ecologizarea, s-a reușit doar pe baza amenzilor. Acesta este drumul. Doamnă, gândiți-vă că fiecare cetățean la ora actuală plătește 10 lei și 25 de bani de persoană pe lună. Acești bani nu vor ajunge să adunăm. Și noi n-am vrut anul ăsta să mărim, da? Și știți, s-a întâmplat în celelalte localități, o parte plătesc, o parte subvenționez de la bugetul local, aceeași treabă, da? 14 lei și ceva. Totul ce doresc. Deci la ora actuală nu s-a plătesc. De acord, s-a stabilit 14 lei și nu mai știu câți bănuți care ar acoperi. Gândiți-vă că dacă sunt 4-5 persoane în casă, cam câți bani se plătesc. Și trebuie să înțelegeți că această activitate trebuie plătită. Fiecare om care s-a plecat să ia hârtiuța care am aruncat-o noi, trebuie să-l plătim. Și o să ne dăm seama că nu se poate. Și această taxă se va mări atât în așa fel încât să acoperi toată activitatea aceasta pe care o facem. Și dacă ne convine să plătim, plătim. Plătim om să ne ia hârtia, să ne ia crengele, să ne ia tot. La ora actuală, pentru că acești 10 lei se ia numai gunoiul menajer. Deci dacă ai pus reciclabil menajer și noi am introdus la Târgu Ocna și vegetal, da? Dar vegetal faci nop crengile, nu cocenă, faci crengile care curăța pomii. Da?
Dar dacă nu, tot ce înseamnă abandonat să plătești separat, tot de la bugetul local, și sunt sume frumoase. Sigur că poate veniți odată cu sumele să afle și târgocnenii. Da, cam cât plătim în plus față de aia 10 lei. Da, cât costă vedeți? Nesimțirea. Da. Și tot ce aruncat pe malul apei, tot ce aruncat pe malul apei, pe lângă aia 10 lei care, dacă unii spun, tot plătesc, îi s-arunc. Nu adevărat. Pentru aia 10 lei vin băieții aia în container pentru asta. Deci în container, ce se află în container, cu tot ce am trebuit noi, cod de bari, container, și restul, tot ce în afară, sunt alți bani. Alți bani. Cine descoperă, mâine avem iarăși gardă din mediu, vin, găsesc, amenz, avem ce să facem. Și dăm alți bani. Pentru ce să dăm alți bani? Mai bine dădeam un telefon și spunea, domnule, am o mașină de gunoi, cât mă costă, sau veniți și luați-o dumneavoastră, de ce să o alunc eu pe malul apei când vine cineva și o ia? Și acum gândiți-vă că dacă a aruncat-o pe malul apei, odată primește primăria amenzi, dacă vin cei de la ape, vin cei de la mediu, normal, ne amendează. Pe lângă amendă trebuie să încărcăm gunoiul ăla. Oameni, încarcă-l, da? În mașină, du-l până la Onești, descarcă-l, iar încarcă-l și du-l la Bacău. Pentru ce? Când putea să spună foarte simplu, domnule, vreau gunoiul ăsta să veniți să-l luați, sau materiale de construcții. De ce le arunc în container? Pentru că acolo, dacă le-a aruncat în container, stricăm și mașina. Când compactează, dacă are balast sau vreo piatră acolo, strică mașina, și acel material de construcții poate fi depozitat în toate locurile care noi le-am stabilit, unde putem să nivelăm, putem să avem altceva de făcut decât să le transportăm. Nu mai vorbesc că și la cântar când te duci, nu mai ai 350 de kilograme la metru cub, ci o să ai 700-800 de kilograme la metru cub, pe care tot noi îi plătim, că doar noi plătim la cântar ce ducem acolo. Gata, s-a terminat. Vestea bună e că de anul acesta va fi la cantitate. Vestea este bună și marea realizare pe care am rezolvat. De aici noastră trebuie să intrați, să convingeți cetățeanul să fie responsabil. Sigur, asta trebuie să facem, fiecare să plătească cât duce. Noi la Târgu Ocna am început pe acest sistem cu casele, deocamdată nu putem trece până nu punem sistemul la punct, dar și noi dorim acest lucru și eu cred că atunci când factura va veni exact în funcție de cantitatea pe care o livrează fiecare, vom face ordine. Mai e puțin până atunci, dar acolo vom ajunge. Mai e. Noi la case suntem în această fază avansată, să spunem noi, codul de bare cu fiecare container, cu reciclabil și... Mai faceți ordine în Vâlcele, pentru că cineva în zona aceea cară undeva, ați văzut și dumneavoastră ce imagine am surprins, sau Vâlcele, surprins colegii mei. La Vâlcele n-am avut bugetul acum, dar primul lucru care îl facem, cumpărăm pubele, 600 de pubele, și facem și cartierul Vâlcele ca în celelalte. Vâlcele va fi pus la punct, să spun așa, cu aceste bubele, că acum noi cărăm din Vâlcele cât cărăm aproape din toate celelalte cartiere. Iar ce este și mai grav, că o mașină n-a fost primită aici la Onești, pentru că în momentul când a început descărcarea și a găsit cadavre și a găsit altceva, toată mașina se reîncarcă și duce înapoi la târg. Adică să înțelegeți că nu ne jucăm adică... noi. Păi când a găsit ceva acolo care neregulă? Neregulă, când a început să basculeze, pentru că era în container, n-a văzut nimeni, da? Corect. Și-a aruncat o găină moartă și-a aruncat la acolo, da? Ca să spunem lucrurile pe nume. A fost în container. Cei care au descărcat containerul n-au văzut, da? Corect. În container. În astea mici nu prea poți, că se uită băieții în el. Da? Dar chiar și pentru că e la fundul containerului. Da, gândiți-vă că în momentul când ai ajuns aici la Onești, acești oameni se uită foarte atent și când începe bascularea, pe bandă a văzut. Stop. Încarcă-l înapoi. Stop, și du-te acasă cu el. Da? Deci nu merge, gata, s-a terminat. Dar lucrurile astea trebuie spuse și mă bucur că le faceți publice, pentru că știi, nu toți cei din Vâlcele sunt incorrecti, dar unii chiar nu, sunt. Nu, sunt și corecți, sunt, nu, peste tot sunt. Dar el trebuie să înțeleagă dacă a apărut acolo așa ceva, ce înseamnă? Toată mașina pleacă înapoi. Se încarcă și în mașină. Adică și ați plimbat doar gunoiul de la Târgocna la Onești, și invers. Și l-a încărcat. L-a încărcat, l-a ducem înapoi. Normal că motorina trebuie plătită, că nu vine nimeni gratuit. Și iar ea la mână tot cu gunoiul ăla și separă ce nu-i regulă. Da. Da, avem un telefon, este domnul Dima la telefon. Domnul Dima, am primit observații, ca să nu le zic altfel, data trecută că ați monitorizat aici spațiul de la telefon, așadar o să vă rog să fiți concis ca să nu mai primesc observații. Bună ziua! Seară mâinile și multă sănătate domnului primar!
Mulțumesc, la fel vă doresc eu. Și pentru toate doamnele că au trecut o martie, oricum le urez și domnișoarelor multă sănătate și toate cele bune. La toate mamele și domnișoarele din toată România. Problema care este, am monitorizat, toată lumea să intre în direct. Toată lumea, că nu sunteți supărați că intră omul în direct. Deci m-ați înțeles. Domnul primar, una la mână referitor la Casa de Cultură. Mă bucur foarte mult că a reabilitat Casa de Cultură. Să știți foarte mult că eram copil și mergeam în brațele lui taică-miu la Casa de Cultură. Asta e o faptă foarte bună și sperăm să reapară și parcul la Casa de Cultură frumos. În urmă, treaba cu gunoiul permanent, am ajuns ca cei cu cărțile de muncă seară de seară la televizor numai cu gunoiul. Ar trebui să punem un capac, ori să facem ceva, adică conștiința omului. Ce vreau să vă spun? Tura trecută a fost o doamnă care spunea de canalizare, că vrea să acordeze canalizarea. Este în legea 241, că e conștit, sau puteți să notați, puteți să țineți chiar pe toate, cum mi-a spus și domnul Cristi, referitor la apa pluvială, acolo domnul Cristi, nu știu dacă, că nici dânsul, nici dumneavoastră, nu puteți chiar să țineți toate legile, da? Eu nu prea am somn că mai bătrân, să le mai citesc. Referitor la apa pluvială, vă spun și dumneavoastră, este o lege care nu se plătește apa lui Dumnezeu. Ne rugăm să ploaie sau să nu ploaie. Deci nu se plătește apa pluvială. Este lege dată de Parlament. Și vă spun și dumneavoastră, domnul Cristi, că i-am dat legea. Deci este legea 241, domnul primar, care permite autorităților locale să suporte pentru categoriile defavorizate branșamentul la apă și canalizare. O știți, da? Deci că era referitor la doamna cu canalizarea, dar cei care îți vai de capul lor, cum se spune, deci trebuie să suporte primăria. Referitor, treaba asta e dată de ministrul dezvoltării, știți, că a fost dată și pe televizor. Problema care este, la Vâlceri, că vine vorba din Vâlceri, că am văzut cu lumina, la școală, unde sunt containerele acolo, până o să fie toată lumea cu pubele, ar trebui pus în spate, că containerele stau exact pe malul apei. În spate ar trebui pus un grilaj ceva, o plată. I-a spus și lui domnul Păun, care colaborez foarte bine și îmi place că e activ, cred că e mai activ ca domnul Ghiocel, care l-ați avut înainte. Și acum chiar bucuros odată mi-a făcut dânsul o deșteptare la ora 5 dimineața, mă rog, bătându-mă că plec în curse și chiar am rămas urmărit. Deci aici am fericit. Deci ar trebui în spate acolo, ca să nu mai cadă containerele și mizeria în râul Vâlcica, ar trebui un pic făcut un nu dar, ceva pus în spate, niște plase de alea dezafectate, ca să nu cumpărați alte, dezafectați vechile platforme, și le folosim. Luăm cei trei RV-uri care le-am învățat la școală pe timpul când se făcea școală. Știți, că am ajuns înapoi la RRR. Refolosire și recondiționare. O întrebare care mi se pune permanent în mașină, din cei care v-au votat din Vâlcere, și la care toată lumea zice că am avut și eu acolo așa, dar problema, nu facem politică, când se va asfalta drumul la Vâlcere, că le-ați promit la fiecare campanie. Oare și la următoarea campanie? Deci dați-le un răspuns. Acum că ați auzit tot că ei mi-au spus că stau pe televizor, de asta, vor să audă treaba asta, când se va asfalta Vâlcere, că ei au spus, domnule, decât canalizare, mai bine ne-a asfaltat drumul. Da. Una la mână. Mi-ați promis că o să mergeți cu mine într-o plimbare prin oraș. Nu m-ați sunat și aștept. În fiecare zi trec pe strada Vișorii, nu-i terminată. La numărul 100 este spart asfaltul și de-abia e făcut asfaltul. E spart săpatii cineva acolo, e o gură. În urmă, strada Viitorului, am mai vorbit și am mai vorbit. Că și așa au fost probleme, nu că l-aud acum, nu l-aud pe nimeni. Când era domnul Drăgănuț, nu trebuie să vă supărați pe mine, aveam o colaborare. Când i-am zis domnul Drăgănuț că nu arzi un bec în punctul cutare, a doua zi era bec. Deci nu știu ce să vă spun și ce
să înțelegeți, nu vreau să confundăm politicul cu problema orașului. Deci, politica cu politica, meseria cu meserie. Referitor la iluminatul public, na, o să se rezolve. Sperăm că să se rezolve. Mă uitam o dată în parcul Măgura, prea multă lumină acum. Vreau să vă spun că odată spuneam la televizor că e risipă mare de energie, că n-avem bani. Ar mai trebui acolo, deci în patru ochi, ar mai spun și eu cum era cu economia păticului. Ce-au șetul că am luat toate idei. Mai aveți altceva, domnul Dima, de sesizat? Altceva, ce să mai... Deci asta au fost cu legea asta 241. Cu apa pluvială, da. Vreau păstrada viitorului să se termine. Și mă interesează fiecare arteră din șosea ieșirii din străzile asfaltate, câți metri în afară mai este o stradă. Deci, ca să nu mai lungim, așteaptă lumea să dea răspunsul, domnul primar, păi, cu strada... Eu vreau să înțelegeți că nu eu v-am reproșat că ați stat mult pe post. Dar tot pentru ei fac treaba asta și eu nu fac politică. Nu sunt din nici într-un partid. Păi nici eu nu sunt, că... Sunt partizan curat. Mulțumim pentru telefon! Bun, deci asta e problema. Multă sănătate. Doamne ajută! Domnul primar! Da. Haideți să lămurim. Apa, într-adevăr, nu Dumnezeu și nu plătește nimeni, Doamne, apa. Doamne, da. Nu plătește nimeni apa. Deci apa este gratuită. Dar ca această apă care ne-o dă Dumnezeu să ajungă în casele oamenilor, sunt niște instalații care trebuie întreținute și niște muncitori care lucrează acolo. Trebuie plătiți. Da? Deci noi asta plătim. Aducerea apei de la Valea Uzului în căsuța noastră, la apartamentul, în casa noastră, da? Tratare, sigur, pe apa care ne-o dă Dumnezeu nu poate fi băută. Ea trebuie tratată, trebuie cu și mecanic, sigur, da, nisip scos, în fine, sunt multe de spus, da? Și de la Valea Uzului până la în căsuța noastră, când apăsăm pe robinet, noi asta plătim, da? Și plătim cei 4 lei și ceva și cu 3, aproape 80% canalizarea, deci undeva la peste 7 lei. Apa pluvială. Iar nu plătim. E tot de la Dumnezeu, da? Nu apa pluvială o plătim. Pentru apa pluvială sunt în orașe, cum sunt platformele la blocuri, da? Sunt niște instalații. Acele instalații trebuie întreținute. Și de acolo vine, vedeți că cel care are... Vin taxele. Da, taxele. Dacă are casă și are o luce și are un bazin în care spune, domnule, apa pluvială, aici o depozitez și ud în grădină, nu mai plătește. Dar cel care are, stă la bloc, da? Avem la bloc instalație, avem ulucile și avem instalație pentru în tot orașul, dar așa ar fi corect ca apa pluvială să fie derajată, dirijată în trotuș și numai canalizarea să ajungă la stația de epurare, da? Și așa este, cum spune dânsul, se reglementează foarte simplu. De aceea nu plătim apă pluvială. Noi plătim instalațiile și cei care le întrețin, ca să lămurim problema. Sigur că am cerut din nou avizul și vom reuși să rezolvăm la Vâlcele cu fosta grădiniță care trebuie demolată, numai ce să face acolo, s-a făcut expertizarea și obținem și avizul clădirea la mister. Clădirea nu mai e sigură, haideți să spun. Nu, nu mai prezintă siguranță clădirea. Și acolo o să rămână un loc pentru căminul cultural. Dacă ar fi, nu, eu vă întreb că lumea o să zică, e mai ușor să dărâm decât nu, să nu, construiești. Ea este într-o fază avansată de degradare. Deci exclus. Nu, sigur. Și acolo am reușit să obținem avizul și vom lărgi curtea căminului cultural, cum se spune. Căminul cultural l-am trecut la CNIP, un program, să vedem când vom obține, de investiții. Exact, să vedem când vom obține finanțare ca și căminul de la Păcuri. Desfințarea acelei platforme se va întâmpla în momentul când dăm containere la toți cetățenii pe Vâlcele și atunci nu mai are rost să o facem. Sigur că e ușor de spus, știți, domnule, mai bine ne făceați asfalt decât canalizare. Păi cum se face asfalt fără canalizare? Pe Vâlcele încă n-au înțeles, dar o să vedeți acum ce se întâmplă. Deja... Când deja vor fi obligați toți. Pentru că acum știți cât sunt pe Vâlcele? Cam 10% brașați la canalizare. 10%. În aceste condiții, vor veni cei de la mediu și vor spune, bună ziua, spuneți-mi, vă rog, ce faceți cu apa uzată, apa care vine de la baie. Păi noi de 200 de ani, de 300 de ani o dăm în Vâlcica.
stop. Nu se mai poate. Aveți canalizare? Mergeți la canalizare. Păi nu, că noi avem fosă. Ia să vedem, fosa este etanșă? Nu cumva dumneavoastră poluați apa, pânza freatică? Pânza freatică. Și atunci nu se poate. Vulcenii își dau seama acum cât de important este canalizarea pentru ei. Dar au apărut deja, domnule primar, și mă scuzați că vă întrerup, norme care reglementează că nu mai avem voie să avem toaletă în fundul curții. Dar nu se poate. Nu mai putem polua. Deja amenzi. Doamne, dumneavoastră, trebuie să înțelegeți că nu mai putem polua și nu că vrem noi. Când am obținut acești bani la Uniunea Europeană, noi am spus și am promis că un procent, 80% din populație va fi branșată la, racordată la canalizare, că branșarea la apă, la canalizare. Dacă noi avem numai 10%, cineva o să ne întrebe de ce. Iar cetățeanul care nu dorește să se racordeze la canalizare, o să ne întrebe, dacă stai, ți-a pus ăștia în poartă aici cineva, a venit și a stat 2 ani de zile în mizerie ca să vă puneți tubul ăsta, de ce nu vă racordați? Iar Vâlcele funcționează canalizarea la ei, da? Deci eu îi rog foarte mult să se gândească. O să vină amenziile. Pentru că, mediu, ascultați-mă, din momentul când se pornește stația de epurare, care se va întâmpla în acest mâine, an, poi, mâine, nu se știe, da? Atunci vor trebui să branșeze toți. Și gândiți-vă că sunt în jur de câteva sute de familii la Vâlcele. Fizic nu vor avea când să branșeze, da? Sunt societăți, noi nu obligăm pe nimeni, face fiecare cu cine vrea canalizarea, dar atenție, ea trebuie să fie și funcțională. Că aici nu e ca la apă, că ai tras o conductă și ajunge undeva. Trebuie să ai o pantă, trebuie să ai o secțiune, trebuie să nu cumva să fii mai jos decât canalizarea, că s-ar putea să vină din drum în casă, dacă nu gândești un pic. Și atunci eu îi rog foarte mult să înțeleagă că am făcut foarte bine, chiar dacă toată lumea a fost nemulțumită și au suportat acest disconfort 2 ani de zile cât a durat lucrările, fără canalizare și apă nu se va turna asfalt. Da. Acum, strada Vâlcelei este trecută și în continuare pe proiectele noastre, pe POIM, să terminăm cu apa și canalizarea. Și încă un lucru, unde nu avem apă, nu putem avea canalizare. Partea de sus, cum se spune la Vâlcele, unde au o sursă de apă proprie, cetățenii trebuie să hotărască dacă mențin acea sursă de apă proprie și atunci nimeni nu garantează pentru ea. Deci nimeni nu garantează, nu este apă tratată, este apă de la Dumnezeu, care nu o plătește nimeni. Dar nu știu dacă ei sunt mulțumiți acum, pentru că nefiind în administrarea nimănui, mai schimbă ei câte un robinet acolo, mai dăm noi de la primărie câte un robinet, dar nefiind oficială, nefiind o apă tratată, responsabilitatea nu este nici a primăriei, este a lor. Vor să rămână la sursa aia, foarte bine, sau facem proiect și alimentăm cu apă potabilă, apă așa cum are toată lumea, dar acest lucru trebuie să se hotărască. Și atunci, după ce facem apa și canalizarea, se va asfalta și strada. Vă întrerup și îmi cer scuze, domnule primar, a revenit domnul Dima scurt, că mai avem un telefon în așteptare. Bună ziua! Păi mai bine băgați telefonul ăla, da, domnul primar. Deci, referitor cu apa pluvială, ca să nu ne abatem, ca să terminăm cu ea, v-am zis, tot în legea ta spune că craiovenii nu mai sunt taxați pe apa meteoritică, așa se cheamă. Bun, deci să terminăm. Ce am uitat să vă spun, referitor la catedrala Precista, care știți că are o vechime foarte, și o catedrală ortodoxă a orașului, stațiunea noastră, nu au toalete. Și ar trebui și un gard, fiindcă cu bunăstarea regimului trecut, nu vreau să-l critic, că fiecare regim are și bun și rău, i s-a luat gardul. Acolo se duc câinii, se duc caii, se duc... Deci, sugestia mea ar trebui să ajutați, sau nu știu cum să spun, prin ce cetățenii sau nu știu cum, ar trebui o toaletă. Deci întotdeauna când se face un punct de lucru este o toaletă. Deci acolo vin sute de credincioși, zeci de credincioși, trebuie o toaletă. Am înțeles. Altceva mai... Una la mână. Și ar trebui să ne gândim și la să înconjurăm. În urmă, ce vreau să fac un comunicat pentru cetățenii orașului? Am promis lui domnul primar și rog și pe consilier. Vreau să dau copăceii. Cine se mai oferă să mă suni, că mă cunosc din Târgu Ocna, vreau să aduc copăcei. Domnul primar, v-ați hotărât?
Când termină să... Ați terminat? Da. Da, noi suntem în... Sigur, poate să-i aducă sidonezii, domnul Dima Copăcei. Noi luăm pentru ce plantăm de la Ocolul Silvic, îi primim gratuit și de acolo, dar dacă dorește să-i aducă, să-i aducă. Terminasem cu vâlcele, cu canalizarea. Țara Vișoara nu este recepționată, unde sunt mici probleme, o vom rezolva. Și sigur că cu iluminatul în parcul Măgura e un loc totuși de comentarii pro și contra, deja, dacă nu ardeau era așa, sigur că putem să mai micșorăm, dar eu cred că este bine într-un parc seara, mai ales seara să poată primar, face. Domnul primar, o doamnă așteaptă pe fir. Gata, atât răspund că cu catedrala noi facem ce solicită cei care administrează catedrala, preacucenicii, părinți, protopopiatul, îi sprijinim, dar ei trebuie să hotărască ce să facă, ce se întâmplă acolo. Bună ziua, sunteți în direct! Salut, bună ziua, dumneavoastră și domn primar. Aș avea o întrebare la domnul primar. Stau în Tisești și am cea mai mare dorință din totdeauna. Mi-am dorit să am canalizare. Dar cum e făcut casa, deci canalizare, eu sunt mult mai jos de unde trebuie să mă leg la canalizare. Atunci eu dacă mă leg la canalizare, tot îmi direm din cum acolo. Care este posibilitatea de a face? Și, mă rog, și câți bani costă, că noi suntem bătrâni, avem și probleme cu sănătate și nu ne permit să cheltuim prea mult. Dacă zice domn primar de o pompă și de ce este, n-am cum atâtea posibilități. Și atunci, unde pot să mă leg? Aceasta ar fi singura problemă, da? Domnul primar, da. Haideți să-i răspundem, doamna, doamnei. Să veniți într-o zi la primărie să vedem exact unde locuiți și ce se poate face. Trimitem acolo oameni care se pricep și vă vor spune exact care este soluția. Dacă la primărie venim în orice zi? În orice zi veniți, telefonul meu este public, veniți și discutăm. Dacă puteți să-mi spuneți acum, dați-mi unde locuiți, numărul și unde locuiți și trimite mâine, nu mai veniți noastră. În Tisești 39. Tisești 39, bine. Va veni cineva la dumneavoastră mâine și veni... Sunteți acasă mâine, da? Mâine, da. Da, mâine în jur orii 10 va fi cineva la dumneavoastră. Da, și explicați despre ce se vorbește. Rugămintea este... Mulțumesc foarte mult, doamnă, și faceți foarte bine că întrebați. Nu, că să știți că noi chiar suntem foarte bine interesați, să ne legăm la canalizare. Mi-am dorit-o când ne-am mutat aici, dar când am văzut, soțul a mai fost... A văzut că nu se poate canalizarea mai jos, nu știu că așa e proiectul, că nu știu, cu domnul Ciubotaru când am vorbit mi-a zis că trebuie o pompă, și orice... Da, doamnă, haideți ca să lămurim lucrurile. Pentru casele care sunt mai jos decât nivelul canalizării sunt undeva la 10% din total case. Cum nu puteai să te duci canalizarea 1 sau 2 metri mai jos, pentru că implică costuri suplimentare și este foarte greu să armezi un șanț în care introduci canalizarea la peste 2 metri. Canalizarea a fost proiectată la un anumit nivel și s-a încercat cu costuri cât mai mici. Care e soluția? Soluția este ca cele care sunt sub această cotă să se facă acest sistem de pompare, cum sunt niște pompe speciale care nu sunt foarte scumpe, cu o instalație la fel, dar trebuie să o facă cineva de specialitate pentru că el calculează și debitul și înălțimea H-ul. Care... Sunt de acord. Da. De acord că trebuie cineva, dar de acord. Și dumneavoastră o să vedeți, o să vedeți că o canalizare vă costă mai puțin racordul decât două vitanjeri, trei, pe care va trebui să le faceți. Și eu știu că noi avem trotușul aproape și până acum am mai dat drumul așa, dar o să vedeți că nu se mai poate. Vă așteptăm la primărie. Mâine la 10 aveți pe cineva acolo și vă dă soluția exactă și o să vă spun aproximativ și suma. Bine, doamnă. Mulțumesc și eu de telefon. Iată că încet, încet lucrurile se lămuresc. Doamna, sigur că problemele sunt diverse. Se vehiculează, tot felul de variante, tot felul de prețuri. Aici sunt mai multe variante. Varianta dacă doamna cumpără pompa de la o firmă și o trece prin recapitulație și firma respectivă, prețurile vor fi foarte mari, dar dacă doamna cunoaște parametrii exact ai pompei, da? Debit, presiune și tot ce trebuie acolo, sigur că costă mai puțin. Dar oricum, acest sistem cu sunt o serie întreagă cu
Să știi exact, nu vreau să dau amănunte acum, dar s-a montat în Tisești, s-a montat în Tisești și oricum, chiar dacă facem această investiție, ea este în regulă față de mediu și este o investiție pe termen lung și dacă ți-ai făcut fost să știi să o vitanjezi, ați văzut, vitanjele acum sunt foarte scumpe pentru că ce vitanjau până acum se duceau undeva pe câmp și dădeau ce scoteau de acolo sau știu unde se mai duceau. S-a terminat și cu chestiunea asta. Deci trebuie să înțelegem că nu mai putem polua mediul. Mediul în care trăim cu toții trebuie să-l lăsăm și urmașilor noștri și trebuie să lăsăm un mediu cât de cât curat, da? Și o să vedeți că ne vom bucura cu toții când pe Vâlcica apar din nou peștii, când uitați pe trotuși sunt pești și mai merge și mai pescuiește cineva, pe Slănic iarăși au apărut peștii și vrem să trăim toți într-un mediu sănătos. Nu mai putem să-l poluăm, da? Luăm o scurtă pauză, domnule primar, cu permisiunea noastră. De iar mi-am luat observații și critici că domnul Dima a monopolizat emisiunea. Data viitoare vă pun limită de timp, domnul Dima, îmi pare rău. Revenim în câteva minute, fiți cu ochii pe noi.